Hristos a înviat. Dărâmați templul acesta și în trei zile îl zidesc. Iubiți credincioși, iată-ne în a cincea zi, după praznicul cel mare al Învierii Domnului, în ziua în care prăznuim izvorul tămăduirii. Bineînțeles că tămăduirea trebuia să aibă și un izvor. Nimeni nu poate să ia la nesfârșit de undeva dacă nu izvorăște mai departe altceva. Această sărbătoare este închinată Maicii Domnului, dar pentru că Sfinții Părinți ne-au propus o tulburare foarte importantă, am să vă vorbesc puțin despre mărturie și mărturisire. Vă aduceți aminte că atunci când iudeii mai mari, căpetenii preoților și cărturarii, pregăteau să-L prindă pe Hristos în cuvânt, au adus, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, mai mulți martori mincinoși, dintre care doi au spus despre Iisus. Acesta a spus că să dărâmăm templul și El în trei zile zidește. Ei, iată că despre acest lucru ne mărturisește Sfântul Evanghelist Ioan, că într-una din zile Mântuitorul a venit în templu și văzând în templu pe schimbătorii de bani, pe cei care vindeau oi, capre, pe cei care aduceau porumbei și pui de turturele ca să le dea celor care aveau de împlinit anumite ritualuri iudaice, și pe schimbătorii de bani, Iisus s-a mâniat ca să se împlinească Scriptura, zice mai departe Sfântul Ioan, iubirea casei tale mă mistuie. A pus mâna pe un bici făcut din ștreanguri și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, le-a aruncat banii, a scos afară pe cei care aveau oi și capre, iar celor care aduseseră pui de turturele sau porumbei, le-a spus: ați făcut casa tatălui meu peștere de tâlhari. Fariseii, văzând una ca aceasta, s-au dus și l-au întrebat: cu ce putere faci acestea? Cine îți dă voie să faci acest lucru? Și atunci Mântuitorul le-a spus: dărâmați templul acesta și în trei zile îl zidesc. Bineînțeles că, aflându-se în templu, nu gândea nimeni că Mântuitorul se referă la altceva. Și fariseii au spus: bine, dar în 446 de ani s-a ridicat templul acesta și tu vrei să-l zidești în trei zile? E adevărat că după vremea lui Zorobabel tot se începuse reparația templului și de-abia în vremea lor se încheiase cu totul. Și atunci Sfântul Evanghelist ne spune: dar nu despre templul acela vorbea Iisus, ci despre templul trupului său. Și și-au adus aminte ucenicii după ce a înviat din morți. Iubiți credincioși, iată atunci un lucru foarte tulburător. Când săptămâna trecută am auzit că au venit niște martori mincinoși și au zis lucrul acesta, parcă oarecum ne-am indignat puțin. Ne-am gândit că, ia uite-mă ce le-a venit și ăstora să fie martori mincinoși într-un proces în care nu știau mare lucru. Dar astăzi aflăm că, de fapt, martorii aceia spuneau ceea ce au auzit. Poate că erau dintre cei care schimbau bani sau poate că erau dintre cei care aveau interesul ca puii de turturea sau de porumbei să fie cumpărați de la ei. Poate că erau chiar dintre farisei. Cert este că nu ne garantează nimeni că nu auziseră ceea ce au spus. Atunci de ce îi numește Evanghelia martori mincinoși? Este un lucru foarte important, pentru că și noi suntem chemați de multe ori în lumea aceasta să dăm mărturie, să mărturisim despre ceva, să spunem despre un anumit lucru. La un moment dat, mărturia noastră înclină balanța judecății într-o parte sau într-alta, între dreptate și nedreptate. Dacă cineva ne cere să dăm mărturie despre altcineva spunându-ne: l-ați auzit pe omul acesta spunând cu tare sau cu tare? Și noi atunci dăm mărturie și spunem: da, l-am auzit zicând cu tare lucru.
Și acel lucru s-ar putea ca să încline balanța și să facem un rău mai mare decât binele pe care puteam să îl facem. Că mi-aduc aminte de fiecare dată la spovedit, când Părintele Arsenie mă întreba, zice, tată, printre altele, zice, ai avut posibilitatea să faci bine și nu l-ai făcut? Era foarte tulburătoare întrebarea aceasta și mă frământă până astăzi. Pentru că trebuie să mergem până la adânc. Și anume, ce au spus oamenii aceia? Au spus, l-am auzit că dărâmă templul și în 3 zile îl zidește. Păi hai să vedem acum la Ioan ce a zis. Dărâmați templul acesta și în 3 zile îl zidez la loc. Chiar dacă să spunem că Mântuitorul s-ar fi referit strict la templu, n-a zis așa cum au zis martorii mincinoși. De-aia și numit Sfântul Evanghelist Luca martori mincinoși. Pentru că au zis, acesta a zis că dărâmă templu și îl zidește în 3 zile. N-a spus că ne-a pus pe noi să-l dărâmăm și el să-l zidească. Vedeți, sunt anumite nuanțe la care probabil că noi, dacă nu suntem atenți și le luăm așa cum se mai zice, servite, adică mură în gură, dacă ți spune avocatul zi-o pe asta și tu răspunzi decât cu da sau nu. Nu e așa că acesta a spus că să dărâme templu și întâi zile zidește, și probabil că așa o fi zis, da. S-au zis și ei, da, acesta a zis că dărâmă templu și întâi zile zidește. Iubiți credincioși, noi însă suntem în săptămâna luminată. Noi am dărâmat templul zidit de cel puțin 446 de ani ca să putem să-l zidim. Nu putem să zidim nimic nou pe ceva vechi. Și o să spuneți, dar cum 446 de ani? Da, templul genetic al nostru începe de la stră bunicul nostru. Noi, ca să putem să zidim ceva nou, trebuie să zguduim din temelie și să dărâmăm tot ceea ce s-a zidit prost. Acum, nu toate s-au zidit prost, dar ceea ce se vede e clar că n-a fost zidit bine. În săptămâna aceasta ni se cere să dărâmăm, ca apoi să zidim. Mântuitorul a vorbit despre templul trupului său. Să nu credeți că a făcut vreo referință, Doamne ferește, care un trup pe care nu-l mai suporta. Nu, ne-a învățat pe noi ce trebuie să facem. Să dăm jos din temelie tot ce înseamnă, cum spune românul, apucătură, adică obicei. De multe ori, chiar și în practica de zi cu zi, ne întâlnim cu anumite lucruri care nu sunt scrise nicăieri. Dar, vezi, Doamne, le facem ca așa se face. Ce măi, dar de ce ai plecat, să zicem, cu 10 minute înainte din oră? Păi că așa a făcut și ăla, așa. Și stai, mă, de eu te-am întrebat de tine. Ei, nu putem să zidim ceva nou dacă nu ne scoatem din minte această aplecare a noastră de a prezenta comparativ. Eu am făcut-o pe asta, că și ălalt a făcut-o pe cealaltă. Eu nu pot să o fac pe asta pentru că nici celălalt nu o face. Mă, dar e în fișa postului tău. De ce nu o faci? Păi nu o face nimeni. Se spune că odată, într-o comuniune de oameni extraordinari, într-un sat neticăloșit de nimeni, un primar a avut năzdrăvana idee să facă o întâlnire, o agapă. Și a zis, fraților, pentru agapă aduc eu de mâncare, dar am adus aici un butoi mare de câteva tone în care poate intra toată cantitatea de vin pe care dumneavoastră vă cer să o aduceți. Nu că n-aș avea eu să umplu butoiul, dar vreau ca fiecare să participe la sărbătoare. Că aveți un litru, 2, 3, 5 de vin, doar vă urcați pe scara asta și dați drumul. Îl goliți acolo și duminica viitoare ne adunăm cu toții, bem și ne veselim, mâncăm
și mai stăm de vorbă de ale noastre. Ei bine, să știți că a venit duminica, după slujbă s-au dus toți, s-au așezat, mesele erau pline, într-adevăr, dar când au mers să scoată vin, prima cană le-a dat de înțeles ce se întâmplase. A curs apă curată, curată, curată. Fiecare dintre cei care se urcaseră pe scară cu vinul de acasă a gândit așa, la câtă cantitate aici? 2 litri de apă nu o să strice. Fără să-și dea seama că toți pot gândi la fel. Ei, asta se întâmplă. Trebuie să dărâmăm butoiul ăsta din capul nostru. Să dărâmăm această competiție pe care o ridicăm. Mai ales să dărâmăm gândirea rea despre ceilalți. Dar de ce este o gândire rea? Ca să ne acoperim pe a noastră. Să ne acoperim faptele noastre, să spunem, da, ceilalți o să facă și o să mă acoperă ei și iese treaba bună. Ei, problema este următoarea. În ziua de astăzi, a 5-a de după Paști, a venit vremea. Nu trebuie să ne spună vecinul, nu trebuie să ne spună cel de lângă noi, ci pur și simplu din noi să pornească acest gând, să dărâm templul și să zidesc altul. Dar vedeți că a zidi altul nu se face de la o zi la alta. Mântuitorul ne zice de cel puțin 3 zile. Asta ce înseamnă? Să nu cumva să avem așteptări neacoperite. Să nu cumva să credem că, gata, dacă am dărâmat o casă, noaptea respectivă o să ne mutăm în alta nouă. Nu. Trebuie să ne asumăm măcar 3 zile să dormim sub cerul liber. E clar, în 3 zile se ridică, cel puțin. Asta dacă o luăm la un cort mărunt. Dar la noi înseamnă că nu se face nimic cu comoditate. Nu se face nimic din tot ceea ce ne-am pregătit noi așa ca stare de bine, ci pur și simplu a dărâma templul înseamnă un efort. De aceea trebuie să chemăm pe Maica Domnului pe care astăzi o prăznuim prin izvorul tămăduirii să ne ajute să putem să dărâmăm templul, dar mai important, să putem să zidim altul în 3 zile. Altul ce înseamnă? Altul nu înseamnă cu material străin, tot cu ale noastre, dar cu ele curățate. Să spunem că templul nostru să-l zidim tot cu posibilitățile noastre mărunte, de a ne trezi de dimineață, de a face ascultare într-un fel, de a avea răbdare, tot cu aceste lucruri ne vom întâlni, dar vor fi îmbunătățite, pentru că nu mai au baza aceea, temelia aceea șubredă pe care se așează, ci o temelie nouă. Asta ne cere Hristos și ne propune astăzi pe Maica Domnului să ne susțină în acest demers al nostru de a ne clădi din nou. Pentru că învierea Domnului nu trece pe lângă noi, trece prin noi. Mântuitorul ne învață că a venit vremea să ne dărâmăm și să ne zidim din nou. Dar acum, vedeți, trebuie să citim până la capăt mesajele. Vă aduceți aminte că atunci când se apropia de Ierusalim, spre ultimul Paști, Mântuitorul vorbea cu ucenicii și le-a spus, zice, mergem la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși și îl vor batjocori și îl vor răstigni și îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Și ucenicii s-au posomorât. De ce? N-am mai ascultat până la capăt. Când au auzit de moarte, de biciuieli, de batjocoreri, gata, n-am mai auzit. Că la sfârșit Mântuitorul zice, da, a treia zi va învia. Asta trebuie să facem și noi. Ne posomorâm numai dacă nu luăm mesajul până la capăt. Ne vom posomorâ dacă așteptăm ca și vecinul să dărâme și el templul. Ne vom posomorâ. Dar dacă noi suntem încredințați de faptul că noi trebuie să facem primul acest lucru, înseamnă că nu mai așteptăm de la nimeni nimic. Și cel care nu are așteptări nu va avea niciodată dezamăgiri.
Dezamăgirile nu vin decât în urma unor așteptări și dacă cei doi, Iacov și Ioan, fiii lui Zebedeu, așteptau să fie de-a stânga și de-a dreapta, așa, în niște poziții oficiale deosebite, au fost dezamăgiți, pentru că Mântuirul a zis că nu asta e ordinea. Ordinea este că cine vrea să fie mai mare trebuie să fie tuturor slugă. Și au fost dezamăgiți în momentul respectiv. Dacă n-aveau așteptări, cu siguranță că n-ar fi avut această dezamăgire. Iubiți credincioși, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în această frumoasă zi de izvorul tămăduirii, Maica Domnului să vadă de la noi dorința de a dărâma templul, ca să ne ajute ea cu puterea rugăciunii să-l putem înălța din nou. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Hristos a înviat! Amen.